Fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon, alături de Grasul, după cum îl puteți vedea aici, uite, ea e cu un BMW. Bine, ne-am ales alte mașini, pentru că noi nu vrem să dăm spoilere din alte episoade, depinde cum filmăm. Ia să vedem dacă se filmează, în primul rând. Da, se filmează, totul este bine, totul este sănătos. Și astăzi o să facem un challenge inspirat de la Grasul, care și el se inspiră de la foarte multe lucruri pe care le facem noi, pentru că suntem prieteni și se permite. Eu l-am... Bine, dar vreau să zic că pe ăsta chiar nu l-am furat din afară, n-am... Bă, dar de obicei eu, cel puțin eu, nu prea le văd în afară sau chestii. Dar adică să știi că mi s-a întâmplat... Pe Forza și pe da, GTA nu. Exact, pe Forza și GTA chiar nu. Mi s-a întâmplat să avem aceleași idei ca alții, e logic până la urmă, dar chiar nu știam de ei, că mi-a mai zis lumea în comentarii. Bă, asta nu înseamnă că le-am furat, sincer. Bă, în orice caz, haide să strângem un... Cât, Grasule, cât să strângem acolo? Câte like-uri să strângem pentru acest episod? 5.000 de like-uri. Bă, tu n-ai ăstea. 5.000, mulțumim. Haide să apăsăm acolo butonașul de like, fraților. Să strângem 5.000 de like-uri. Tu n-ai numere pe mașină, nu înțeleg de ce. Ce dacă? Pentru că astăzi o să facem challenge-ul, alegem o mașină legați la ochi. Efectiv o să alegem eu lui Bercea și Bercea mie o mașină, fără să știm ce este, până în momentul în care le punem una lângă alta să ne batem cu ele, ca să zic așa. Ce faci, mă? Hai. Ce cauți pe jos? A, îți iei, da, am și eu aici unul. Masca. Ia-ți masca, Grasule, bagă, trage-o pe ochi, apasă acolo la magazin și 3, 2... 1, dă-i pe dreapta. Du-te. Stop. Dă-i de două ori în jos. Băi, nu, băi. Ce are, mă? N-are rost. E scumpă? Și n-are nicio treabă, da. Păi ce prins? Mai dă-mi o dată. Păi măcar spune-mi ce prins. De la de colecție, ești nebun. A, de la de 10 milioane? A. Era un milion, dar e prea mult pentru un căcat de mașină. Nu. Bine, mă, hai, pune-ți arfesul pe ochi. am dreptul, hai. Hai, 3, 2, 1, dă-i! Mă, vezi că o singură dată ai dreptul la refuz. Mhm. Uh-huh. Stop! O dată în jos. Nu merge. Aia, e nasol. Ce vrei să... De fapt nu spune, lasă. O să-mi iau aici prosopelul. Grasule. Gata. Stai. Sunt pregătit. Așa că te s-o cumpăr. Hai, mă, lași cu... Așa. Stop. Dă-i de două ori în jos. Mersă. Voi deja știți, dar eu nu prea. O iau că-mi permit. E free, dar nu mă interesează. E bine, e bine, bine. Ia să vedem, mă, ce e pe aici. Oho, asta arată șmecher, cred că e fix ca în ăsta. Așa. De motor, n-ai ce să fac cu asta. Nu știu ce să zic, Grasule, să te las, să dai swap. Bă, e un căcat. Bine, fraților, o să lăsăm să dea swap, pentru că înseamnă că are mașină din aia 1900 toamna, 1960, zic bine? Mai mult. Mai puțin sau mai mult? Asta este mașina, haideți să vedem. E bajocul, ce? Haideți să o turăm să vedem, eu nu o să-l schimb, că sunt fair play. De ce nu pot să-i pun turbo? Și nu sunt bulangiu, ca Grasul. Așa. Dar o să o modificăm, nu-mi plac astea de obicei și cel mai probabil nu o să-mi placă nici pe spate normal. Așa. Mă, fă ceva la ureche. Mă bate, bă, da. Cu la fund de mă rupe. Bă, deși nu crește foarte mult, totuși o să le iau peste. Bă, Grasule, n-ai de unde să știi, de ce zici? Cap, ce fum îmi dă, nouă, că mă rupe. Hai să le punem decât atât. Bă, măcar, hai să o facem, mă, mare stil. Măcar fă-o frumoasă, măcar să câștige proba de frumusețe. Bă, o să pun asta pentru că din expertiza mea în ale tuningului, adică... Bă, tu dai seama că eu după ce aproape o terminai, nu ajuns să-i la 600. Cu motor schimbat, opa. Bă, n-are, mă, cu motor schimbat, cum ești nebun? Bă, tu zici că cât de slabă e? Păi și schimbași motorul?
Eu? Da. Bă, domn pui mei, ce e aia, mă? Cutie de conserve. Da, la tașcă, dacă e Ce cu ușoară tine? gras. Dacă e ușoară... O, bine. Mă, nici a mea nu e wow, să știi. Deci nu e ceva... Dar îmi plăcut mie. Ce mișto! Wow, mișto! Băpaci, ce băpaci! Băi, eu Aia? trebuie... Ah, ba nu, stai un pic, că mai intru un pic. Bă, dar parcă e berberit, rău așa. Nu-mi plac Terminaș? jantele astea. No. Nu E terminaș, greu, da. bă, nepoate, trebuie să aleg jante pentru ea, cât de greu Ah, e. dar nu mă lasă, mă. Mamă, Ai, cât de greu este blangiu. jante. Bă, deci tu știi cât de greu este să aleg eu ăștia jante? Te cred, grasule, dar pe mine nu mă lasă să-i fac ăștia. Cu culoarea asta. Dar dacă îi dau eu paint, oare? Mai asta e să vedem. Fiat! Bă, nu știu dacă mă lasă Mamă! să-i pun culoarea asta. Și Ui, arată ce șmecher. mișto! A, bă, nu, mă, că are astea. Are astea puse deja. E bine. Bă, grasule, eu te aștept, să știi. Sunt aici Bă! afară. Crecola cu culoarea asta, mamă, în ce băgai eu 90.000, da, las că vând cu o torbă de oameni, de la tine. Cotoar, bă, e șmecher rău mașina aia, fraiere. Ia uite, bă, ce Bă! îmi zice ăsta că e cotoar, bă, mașina mea. Ce bulangiu. Bă, și-a fost cadou de ziua lui, gândiți-vă. Au. Gaz. Mă! Bă, vezi că ți-a apăsat din greșeală să-ți dau challenge. Bă, la ce ai, mă, în cap? Bă, las asta, vezi, eu n-aș de asta. Bă, stai că te aud Dacă foarte stau să prost. mă uit, Așa. cântărește 800 kg. Bă, ești nebun? Bă, tașcă, s-ar putea să fie fâșneasă cotoarba lui Grasu. Ia uite, ia uite, Camele! ia uite, ia uite la ea! Ia uite ce se duce, bă! Așa Bă, cântărește, mă. de obicei când schimb motor așa se întâmplă, Gras, să știi. Asta e, frate. Bă, N-aveai hai să cum, dăm nu, o... fără... Dăm o regulă, că la mașinile mai vechi de 90, de anii 90, Da, n-ai cum, să frate. poți să schimbi. Păi nu, E dar... tehnologie prea veche pe Bă, motoare, n-ai dacă ce să refaci. prindeam și eu una tot la fel, atunci da. Da, era altceva. Bine că nici a mea nu e foarte nouă, e 2008, dar totuși, n-ai cum, frate. Dar s-ar putea să mă faci, mă crezi? La cel puțin pe top speed, ăsta, pe drag. Ia taci. Ia uite-l da, ia uite-l la! Ia uite-l da ce se N-a duce! filmat! Ia uite-l da ce se duce, măi! Cât îți luăm, mă, 240 ceva. cotoarba? 240 ceva. Minus 239. Dar plecăm mai repede, e nebun decât a mea. Hai să Ce vedem jantii pusei? pe top speed. Bine, ca și probă de frumusețe, lăsați în continuare, dar ăsta în comentarii, dar eu zic că, na, Bă, n-ai nu ce există să... grad de comparație Păi aici. aia e chestia, că nu prea e grad de comparație. Adică, știi care e treaba? Uite, pe aia de aia avut-o tu atunci ce cu mine, aia era urâtă cu spume și înainte, dar asta, uite, asta pentru anii ei era altceva. Da. Na. Ce faci gras? Sunt via. Observ. Dar e barcă, ești nebun? De Abia barcă, virează. Da. bă, nu știu, dar mi se pare super Mișto. interesantă chestia asta cu legați la ochi, adică te lasă așa un pic în suspans, știi? Bine, eu acum știu că e cam o porcărie de mașină după expresia asta e facială, adică male. Ba! Oh, Doamne, hai că ne așteptăm și pe grasul. Bine, l-așteptăm. Vorba de bine. Ua! Ce făcuși, mă, săriși? Ah. El are timp să sară, mă. Vezi că tu trebuie să ajungi, bă, repede, că eu pot să mă și teleportez, să știi. Pe mine nu mă deranjește. Bă, dar ăla nu se asigură, grasule. Ia, vrom, vrom, vrom. Cinte. Nimeni nu mă... Bă, da, tu mai suferi adelingiomie sau ce a trecut? Eram sigur că asta zice, nu știu de ce, eram 100% sigur. Mi-a trecut, bă. Tu încă mai ai pastile? Adelingiomie? Da. Nu, mi-a trecut. Ți-a Bă, dar de trecut ce mi-arată serios? că e rezervorul gol? Păi o fi gol, dacă n-ai bani, săracule. N-are cum. Fă și tu fulul la mașina aia. Fulul. Băi nu, dar ți arată că e gol. Bă, mi se pare că dacă ai... parcă să zic... Bă, câți kilometri ai asta în bord? Cât are eu?
297.000. Cât? 297. Poți să te uiți? Și o cumpărai nouă. Cum? Cum te uiți? Arată acolo la ceasuri. 195.000 are a mea. Păi da, dar tu nouă, de aia. Păi da, și nu fac eu 195.000 de grasule cu ea. Nici a mea nu fac chiar nouă. Bine, cu ce o mai testează ăștia, zici, nu știu ce. Hai să zicem. La mine se acceptă, dar la tine 240.000 ești nebun. Dar de ce e în mile? Că eu am asta dat în kilometri. Sigur sunt kilometri și nu mile. S-ar putea să fie mile. Nu știu, nu, 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 pare volan în stânga. Păi da, bă, grasule, dar mașina aia o lași nouă. Dar cum poți să-mi spui tu mie că mașina aia e nouă din moment ce e din 1980? Oarecum e logică, nu e grasul fără nimic. Exact, exact, exact. N-are logică dacă ți-ar pune la 0 kilometri. Hai, hai, gata? Da. Nu, bă, dar se vede că mă făceai, vezi? Dar să vedem acum la top speed, mi-e frică. Sincer zic. Bă, are motor foarte mic, aia e beleaua. Ce faci, mă, bucață? Bă, e instabilă, rău, e barcă. Salut! Bă, ia uite, mă ia, mă ia. Se duce, salut. Bă, nu vine. Bă, mă, m-am făcut praf. Și eu. Vezi că-ți mai lăsai eu câțiva. Prinde-a mea, bă, prinde un pic. No, 350. Abia ia, 50. Abia urcă. Bă, nu mi-a mult. 320? 350 maximum ia, să știi, e limitată. 330, alta ia maxim. A, deci tot te făcui practic. Nici a mea nu ia. Da, dar din motor de 1.6, ce vrei? Bă, da, dar e schimbaș oricum. E și ușoară, grasule mașina. Dar de obicei să știi că ăștia nu prind foarte mult ca și ăsta pe top speed. Dar pe, da, pe drag mă făcuși. 260 pe drag la hârbul ăla, ești nebun. Bine, dar exact cum ziseam, bă, fraților, dacă nu schimba, n-avea absolut nicio șansă. Nicio șansă. Că na, adică nu ba, ne mai... Nu știu ce să zic, bă, că bă, se poate să te fi... Nu, mă, făceai, bă, fără motor schimbat grasul, ascultă-mă. E nasol rău fără motorul schimbat. Bă, cam asta o să fie cu challenge-ul, fraților. Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonașul de like ca să știm că vă place și lăsați-ne părerea voastră în comentarii alături de cine credeți că e câștigătorul, pentru că voi practic decideți din moment ce eu am făcut la top speed și grasul la drag. Așa că nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Vă pupăm! Pa! Pa.